văd prin negura întunecată a vremilor ce au apus. Te văd, Iisus, cum stai la masă cu ucenicii în camera de sus. Cum pâinea o frângeai cu întristare și le spuneai cu vocea-ți tremurând: luați, mâncați, căci ea este iertare, e trupul meu ce pentru voi s-a frânt. Cum pâinea o frângeai cu întristare și le spuneai cu vocea-ți tremurând: luați, mâncați, căci ea este iertare, e trupul meu ce pentru voi s-a frânt. E trupul meu ce pentru voi s-a frânt. Rodul viței l-ai turnat în cupă și ucenicilor l-ai dat zicând: luați și beți, căci ale lumii fapte se vor spăla numai cu sânge sfânt. Te văd cu fața tristă în grădina, plecat în rugă acolo în Ghețimani, cum fața ta de lacrimi era plină, că-n jurul tău aveai numai dușmani. Te văd cu fața tristă în grădină, plecat în rugă acolo în Ghețimani, cum fața ta de lacrimi era plină, că-n jurul tău aveai numai dușmani, că-n jurul tău aveai numai dușmani. O luptă groaznică era în tine, Satan fierbea și iadul tot. Vroia izbândă, însă jertfa-ți sfântă a smuls a locuinței morții porți. Te-au răstignit dușmanii sus pe cruce, ce groaznic între doi tâlhari. Din tine sângele curgea și roaie, spălând a lumii greu amar păcat. Pământul s-a cutremurat de spaimă și soarele atunci s-a întunecat. Dar biruința ta a fost cu faimă, când plin de slavă tu ai înviat, când plin de slavă tu ai înviat.